Periculos. Ce faceți, băieții? După cum știți, din episodul trecut ne-am apucat de recondiționarea pisicii. Bă, în episodul de astăzi o să recondiționăm fuzetele, o să schimbăm bucșile și rulmenții. Hai să vedem ce o să facem astăzi. Colegul meu aici, Daniel. Ia zi, Danuțule. Ce facem astăzi? O schimbăm rulmenții la pisicuță. Da. Prima dată vom scoate butucul. Da. După care vom da și ferodorul jos, că o să fie de schimbat. Avem ferodor noi. Da. După care vom scoate siguranța. Da. Apoi rulmentul. Da. Și apoi o să curățăm un interior. O să facem totul lună, bec. Da. O să venim cu rulmentul nou, cu siguranța nouă și cu butucul acesta. Am înțeles. Păi, hai să vedem. Hai la presă, da. Hai la presă. Foarte rară chestia asta. Ce? Să iasă fuzeta fără să rămână jumătate din cămașa pe interior la rulment aici. Am înțeles. La toate mașinile rămâne jumătate aici, trebuie tăiat cu flexul, spart, chinuit, scos. La tine a rămas și data trecută și acum rulmentul deci trec pe mașină. Deci e bine. Da. Să vedem pe parte care e treaba cu, cu saboții. Înainte să-i punem pe aia. De telefonul s-a rasat. Ce facem acum acolo? Scoatem siguranța să putem să dăm rulment afară. Dar vezi că e periculos. Nu vreau? Trebuie să vreau. A ieșit! Am scos și siguranța. Și acum pregătim să scoatem rulmentul. Bă, rulmentul ăsta n-avea probleme cu el. Ai înțeles? Dacă dar tot pui tot nou. Am zis să schimb să fie tot. Totul nou. Uh-huh. Băieții, acum o să dăm cu niște degripant. O să scoatem saboții. Hai să muiem cu totul, da? Da, Alin, ce faci pentru tine, vezi? Da, le-am dat cu degripant frumos. Să lucrezi și tu ca un... Cum arată ce simți. Am luat și chipul ăsta. De arcuri și astea? Da. Ai făcut treabă. Păi știi că nu puneam să le punem pe asta, nu? Ne mai puneam nepastă la loc. Pe partea cealaltă ai desfăcut, da? Acum o să scoatem rulmentul. Exact aici, la presă. 30 de tone. Rulmentul. Urmează să curățăm pe interior unde vine rulmentul. Curățat pe fuzetă, băgat rulmentul cel nou și după pusă fuzeta. Bun, băieții, acum o să curățăm interiorul, biaxul, o să băgăm. Ia zi, Aline, ce faci tu acolo? Dau cu ulei. De ce? Ca să intre în rulment. Păi fără ulei n-ar intra? Ba da, dar e greu să se ruginească și dacă o să mai vrei să o scoți vreodată... Bun. Gata, băieți, am pus rulmentul cel nou. Frumos. Hai să facem treabă. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I
Băi băieți, acum o să punem al doilea rulment. Daniel îl lunge bine. Acum o să curățăm canalul unde vine siguranța, să se așeze corect toate straturile. Asta este siguranța nouă. Cum crește, noi o să strângem siguranța. Bun. Acum o să încercăm să mai batem un pic siguranța, să o învârtim, să cadă perfect pe arii a canalului. Acum o să batem un pic siguranța. Dar deja se vede cum a început să se așeze. Aici și aici. Aici este partea mai mare a siguranței. Se observă așa această veche. Vine o parte subțire, dintre care o parte groasă. Aici s-a așezat. Și acum urmează să venim să montăm butucul. Bun băieți, acum o să băgăm și butucul. Băgăm un adaos. Pa, pa! Pa, Bogdan! Trângem presa. Să venim cu cuzeta. Bun băieți, verificăm cu la cuzeta, să punem siguranța corespunzător, rulmentul să fie băgat cum trebuie. Și acum o să venim cu butucul în rulment. And I maintain flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Băieți, am văzut cum se schimbă rulmentul, se bagă prin presare în fuzetă, se montează siguranța, se curăță canalul la siguranță. După care se va monta butucul, tot băgat prin presare, iar pus o contra pe miezul rulmentului, ca acesta să nu iasă în afară și să nu sară bilele. Acum, de ce am schimbat rulmenții? Dani a vrut să pună niște rulmenți noi pe mașină, fiind sigur de aceștia, iar rulmentul, la un moment dat, va sta din interiorul bilelor, nu mai are aceeași proprietate, iar bilele vor începe să creeze un sunet de curuit, adică se vor freca între ele. Asta ne vom da seama că rulmentul nu o să mai avea durată lungă de viață. Se vede că bușa deja era ruptă, a rămas partea metalică în interior. Iar am spus mai bușa de cauciuc. Acum va trebui să scoatem și partea metalică. Flow like water, so I'm going mainstream. Asta e bușa, ce a fost și cum ar trebui să fie. Experiența. Cred că asta e aia originală, nu? Da, ea e originală pentru că are urechile mai late aici. Dar pe ea nu mai scrie nimica. Bine, nici nu se mai vede. O să curățăm interiorul aici, unde ne intră bușa, că este foarte oxidat.
să curățăm cu șmirgher mai gros. Țiplă. E. Ieși. Ce? Am dat cu vasină pe bucșă. De ce? Ca să intre mai ușor. Da? E din aluminiu. Și noi o să încercăm ceva să o strângem, să o apucăm să o strângem, să o băgăm prin presare. Pentru că ea are tăieturile astea. Da. Vede? Noi când o să o strângem, vă strângem mult mai mult și ea se va micșura. Dacă va fi băgată prin presare, ea se va disface. Asta presat, tot timpul. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go by. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time. Măi băieți, cam așa arată buxa. Asta e diferența între ele. Asta veche și asta nou. Ia, dar nu trebuie să-i trebuie. Hai că mai merge. Bă, ea mai merge, mă, dar era îmbătrânit, vezi? E deja început să crape pe aici. Bine, la BMW-ul e cam greu să ducă buxile pe spate. Ca la orice mașină e cam greu să ducă buxile pe spate. Acum o să încercăm să o ungem, să o băgăm prin presare. Băieți, am pus și cea de-a doua bucșă. Aceasta este aia veche. Asta este bucșa veche. După cum se vede, e îmbătrânită și crăpată. Așa că am ales să punem totul nou. Urmează pivotul. Deci de 20 de minute, această bucșă este încetă, nu vrea să iasă nici la presă, nici la bătaie, nici cu dalta să o tăiem. Bă, bucșa asta era bună. Bă, după jumătate de oră, am reușit de-am scos-o pe bucăți. Ce zic eu? Revenim așa în interior. Puh, dar cum pute bilă asta. Thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet. But I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go by. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize.
pare că am întâmpinat niște mici, dar mari probleme. Hai să vă arăt de ce. Pe lângă faptul că nu a vrut să iasă acea bucșă cu pivot, acum e problema că nu vrea să intre. Deci ne gândim la o treabă că vrem să ajungem acasă, nu la spital. Din păcate, se pare că proiectul nu prea vrea să meargă. Am întâmpinat niște probleme și se pare că am dat de probleme majore. Bă, cam ce da fuzata. Bă, practic, nu vreau cap. Da, băieți, după cum știți, de seară am întâmpinat probleme cu fuzeta, s-a spart. În schimb, o să mergem zilele astea să cumpărăm altă fuzetă și trebuie să luăm totul de la capăt, să schimbăm rulmentul, bucșile. Asta a fost să fie, da, să mai întâmplă, până la urmă o bucată de fier și nu trebuie să ne pierdem speranța. Haideți, băieți!